Suntem din nou codașii Europei. Primul studiu sociologic făcut exclusiv printre români arată o slabă cunoaștere a drepturilor omului. Românii au un deficit major de cunoaștere privind drepturile omului. Principalii actori care încalcă drepturile omului în România sunt exact instituțiile publice, guvernul, Parlamentul României, poliția, paradoxal, instanțele de judecată. Instituția care este privită ca fiind principalul garant al drepturilor omului este președintele României. Potrivit studiului, 72% dintre românii recunosc că nu sunt bine informați în privința drepturilor pe care le au, iar 80% dintre ei consideră că în România le sunt încălcate frecvent drepturile civile. Același procent dintre conaționale au auzit de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, deși în realitate foarte puțin pot enumera drepturile prevăzute în convenție. Juriștii sunt obișnuiți să și creadă ceea ce la un moment dat se spune în lege, faptul că nimeni nu beneficiază de prezumția de necunoaștere a legii, toți ar trebui teoretic să cunoaștem legile. În practică, lucrurile sunt radical diferite pentru că capacitatea de procesare a informației este limitată și, la un moment dat, sigur, asta pe lângă subiect, din 90 până acum s-au dat în jur de 4.000 și vreo 300 de legi. Cine poate cunoaște 4.300 de legi? Dacă ar trebui să-și revendice drepturile încălcate, românii spun că s-ar adresa totuși unor persoane sau instituții de încredere, cum ar fi polițistul, avocatul și jurnalistul.